În municipiul Soroca se întreprind tot mai multe lucrări privind amenajarea gunoiștilor. Angajații Direcției Gospodării Locativ Comunale muncesc zilnic la evacuarea gunoiului din oraș, pentru ca spațiile să fie curate și îngrijite. Localnicii spun că orașul este mai curat acum, deoarece în fiecare sector au fost instalate tomberoane. Astfel, oamenii au unde arunca deșeurile. Noi suntem mulțumiți pentru colectarea gunoiilor, că ne-a spus în fiecare ogradă să avem unde duce gunoiul la tomberoane. Sectorul 3 Deal, la Direcția Comunală Locativă, la moment aici, la casele Stroiescu 88 s-au pus tomberoanele de 2 luni, dintre care s-au făcut adunare. Locatarii au fost dornici de a pune tomberoane, să fie aproape de casă, să fie curat, să facă teritoriu, să le îngrădească. Ele sunt temporare, așa cum sunt amul la moment, dar să fie îngrădite, vopsite, în ordine. Cu ajutorul Uniunii Europene, noi avem azi destule de multe tomberoane pentru păstrare, curățenie în oraș, pentru evacuarea la timp, pentru necesitățile locatarilor. Rugăm oamenii să fie recunoscători, să aduc la punctele autorizate pentru colectarea gunoiului. Potrivit angajaților, dotarea întreprinderii cu noi unități de transport, dar și cu tomberoane, a fost posibilă datorită banilor din proiecte. Muncesc în gospodăria locativă comunală Soroca din anii 2007 în calitate de șofer. Până să a fi câștigat proiectul, era lucru cu mult mai greu. Lucram cu gazoane, se încărca gunoiul cu mâinile. Am cu mult mai ușor de când a fost câștigat proiectul. Când am venit la întreprindere, întreprinderea n-avea utilajă, n-avea cu și de transportat deșeurile menajere, era încărcat cu tractoare, tomberoane nu erau, mijloace de transport erau într-o stare deplorabilă și vechi. Direcția Gospodării Locului Comunal nu avea lumină, 20 de ani, apă, gaz, căldură. În perioada până cât am activat din 2008 până în 2014 a fost scris un proiect. Proiectul a fost scris în sumă de 28 de milioane de lei la Agenția de Dezvoltare Regională Nord pentru construcția și procurarea mijloacelor de transport pentru construcția punctelor de acumulare și procurarea 5 mijloace de transport, construcția unui țăc de prelucrare, separare, compactare a deșeurilor la gunoiștea roșănească, unde a fost în 2014 a fost stopat proiectul din motive necunoscute. Adică tot în 2014, după ce m-am eliberat din funcție, în luna iunie-iulie, în baza acestui proiect au fost procurate 2 utilaje speciale pentru transportarea deșeurilor menajere cu 600 de tomberoane la unitățile date de transport, unde au fost amplasate pe tot teritoriul municipiului Soroca, care la momentul de față sunt transportate zilnic la gunoiștea orășănească. Utilajele cele vechi care au fost, au mai rămas până la ziua de azi, avem în jur la 3 unități de cele din anii 85-86, care la momentul de față tot funcționează, adică neavând alte mijloace de transport, le folosim pe cele vechi. La moment, Direcția Gospodăriei Locativ Comunale Soroca are încheiate 400 de contracte de evacuare a gunoiului menajer cu persoane juridice și peste 10.400 de contracte cu persoane fizice. Deși serviciile de evacuare a gunoiului au fost îmbunătățite, angajații întreprinderii spun că există totuși probleme, și anume eschivarea localnicilor de la încheierea contractelor. Cei mai mari probleme e cu sectorul particular, motivând prin faptul că dumneavoastră n-au deșeuri, cei ce au, sunt îngropate în ugradă și se excavează de la
alcătuirea contractelor cu Direcția Gospodăriei Locative Comunale, ceea ce nu e normal. Fiecare cetățean, locatar a municipiului Soroca, trebuie să aibă numai decât contract cu Direcția Gospodăriei Locative Comunale pentru evacuarea deșeurilor menagere, nu de construcții, nu vegetale, nu animale, dar numai menagere. Având deșeuri de construcții, vegetale, animale, se dă comandă la Direcția Gospodăriei Locative Comunale, unde vine contraplată, se achită și Direcția Transportă la gunoaște municipală. Șeful întreprinderii susține că acum a început reparația punctelor de acumulare a deșeurilor menajere. Datorită unui plan de măsuri, datorită colectivului de parcului auto, care este un colectiv unit, zilnic se îndeplinesc toate lucrările de transportare deșeului menajer. Deci orașul se menține într-o stare sanitară satisfăcătoare. Am început reparația punctelor de acumulare deșeurilor menajere. După cum vedeți și dumneavoastră, se efectuează vopsitul tomberoanelor, renovarea lor, adică se aduc în ordine renovarea tomberoanelor, a materialului de jur împrejur la punctele de acumulare a deșeurilor. Permanent ne străim ca toate punctele de acumulare să se mențină într-o ordine sanitară satisfăcătoare. Tomberoanele au fost repartizate în toate regiunile, iar punctele de acumulare a gunoiului vor fi reparate. Acum ține doar de educația fiecărui sorocean să arunce deșeurile doar în locurile special amenajate. La moment, în municipiul Soroca, persoanele juridice achită pentru un metru cub de evacuare a deșeurilor 212 lei, iar persoanele fizice achită 16 lei și 59 de bănuți.